Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Vedeți aici în cadrul niște produse alandala despre care eu vreau să vă vorbesc astăzi. Nu am mai făcut de foarte multă vreme un clip cu produse uh, favorite. Am adunat câteva și am zis să le menționez în acest clip. Poate nu aveți informații despre ele și atunci vin eu aici în ajutorul vostru. O să încep cu acest produs care este un uh, gel pentru igiena intimă de la Dermomed. Uh, dacă mi-ați urmărit clipuri, clipurile din luna decembrie, știți că am primit uh, acest produs într-un soap, la fel ca și încă vreo 2-3 de pe aici. Uh, L-am primit în soapul cu mirela, uh, produsul acesta pe mine mă intriga cumva și îmi era frică să-l folosesc. De ce? Pentru că eu sunt obișnuită cu gelurile intime de la Sien, care sunt foarte bune și care îmi plac foarte mult, și cele de la Avon. Momentan mai folosesc alternativ cu acesta, unul de la Nivea, care are capac pur și simplu. Trebuie să stai să ridici capacul și nu-mi place deloc acest lucru. Cu produsul în sine n-am probleme, doar cu ambalajul. Ei bine, acesta, având pompița aceasta, îmi facilitează munca, să zic așa, îmi ușurează viața. Are 300 de mililitri, are și un miros acesta, un parfum. Nu e cel mai drăguț, bine, nici nu se menține pe piele, să zic așa. Eu am văzut acest produs lăudat și recomandat de Simona Bujor. Cu siguranță o știți, și când l-am văzut la ea am zis asta un pic că l-am și eu pe asta și o să încerc să-l folosesc. Și pot să vă spun că a intrat în favorite, îmi place foarte tare și vi recomand și vouă. N-am văzut nicio schimbare la nu știu la nivelul pielii sau să am iritații sau chestii de genul, nu, chiar mi-a plăcut, mi îmi face plăcere să-l folosesc și îmi face și bine. Apoi am un gel de duș de la Vidal. Eu tot am văzut produsele astea de la Vidal peste tot. Am mai primit la un moment dat de la uh, Bianca. Uh, era moderatoare pe grupul Fetele Pricepute. Încă este acel grup dacă vreți să intrați, să, îl, uh, să aruncați un ochi. Poate să vă las link în descriere. Uh, am primit atunci de la ea cu cocos. L-am mirosit nu m-a dat pe spate, l-am dăruit mai departe. Acum l-am primit pe acesta care este cu ovăz și orez sau lapte de orez, ceva de genul. Are 250 de ml și îmi place foarte tare cu miroase. Miroase cumva a gelurile de duș de la uh, hotel mirosul acela industrial, nu fructat nu, nu știu, îmi place mult de tot uh, ce nu-mi place este capacul ăsta care îmi rupe unghiile tot timpul, nu ca aș avea ce unghi, dar e uh, enervant de obicei îl las așa când uh, ca să pot doar să ridic când îl folosesc îmi place mult, îmi hidratează pielea, are o, o, o consistență așa cremoasă, nu este pur și simplu gel transparent, este mai cremos, mai, mai lăptos și nu necesită cremă hidratantă după el. Bine, eu în general nu am probleme cu uscarea pielii de pe corp, deci vi recomand și vouă. Un produs pentru păr pe care l-ați mai văzut la mine și pe care l-am mai recomandat el la un moment dat, este acest ulei de păr de la Wash Go, de fapt este elixir mă rog, cu ulei de camelie și migdale și argan. Are 100 de mililitri. Eu l-am cumpărat cu vreo 13 lei, depinde de magazinul din care îl cumpărați. Produsul vine așa cu pompiță, este ușor de folosit și mie îmi lasă părul destul de moale, destul de lucios, avândul l creț și tern și blond. Acest produs mă ajută să îmi lase părul mai plin de viață, să zic așa. Un alt produs descoperit recent. Eu am mai avut contact cu produsele de la Jaya sau Ziaja. Eu zic Jaya. Uh, am mai avut o cremă de mâini de la ei, de la ei câteva mostre și niște moci de față pe care le am momentan. Uh, dar, având la un moment dat transport gratuit pe EMAG, nu pe EMAG, pe Notino, și aveam nevoie de Balsam de buze, mi-am luat două, mi l-am luat pe acesta cu unt de portocale, este de fapt un unt de buze, să zic așa, um, și mi-am mai luat unul cu cocos pe care nici măcar nu l-am deschis, nu știu cum miroase, are 10 ml și sistemul lui de dozare slash aplicare este acesta. Uh, Miroase foarte bine, hidratează foarte bine buzele, uh, se menține hidratarea, și dacă îl aplic seara înainte de culcare, dimineața, când uh, mă trezesc, am buzele foarte, foarte hidratate. Un produs uh, foarte drag mie le-am primit tot așa într-un soap de Crăciun. Îmi place foarte mult sticluța asta pentru că este așa în degrade. De, uh, nu știu cât focalizează ca să vă dați voi seama. Este un uh, parfum. De fapt este, da, este apă de parfum de la Oriflame, Lumină nu știu cum se pronunță exact. Vedeți că n-am folosit foarte mult din el, asta pentru că nu necesită o aplicare, o reaplicare pe parcursul uh, zilei, să zic așa, și Folosesc doar un fâs, pur și simplu miroase cumva puternic aflori flori, părerea mea, și se potrivește perfect cu această perioadă când afară este mai rece, chiar este perfect. Nu -l văd folosi, nu mă văd folosindu-l vara pentru că este posibil să deranjeze, dar în această perioadă este perfect și eu vi le recomand. Am aici și două produse de make-up pe care le dau deoparte. Am început, cred că de vreo lună și ceva, să folosesc, să-mi introduc în rutina mea acizii. V-am arătat la un moment dat produsele astea de la Revox într-un hol și îl mai am și pe cel de la The Ordinary, care este primit tot în soapul cu Mirela. O să le iau pe rând și o să vă vorbesc despre fiecare în parte și cum le folosesc eu. Ei bine, în primă fază am și folosesc zilnic în fiecare dimineață, este cafeina. Cafeina o folosesc pentru zona de sub ochi, este pentru conturul ochilor, are 30 de ml, produsele de la Revo Revox vin cu pipetă, cred că știți toate produsele astea. Acest produs este pentru cearcă închise la culoare, pentru cearcă în general, Uh, cumva reduce liniile fine. Uh, pe mine pot să zic că mă ajută, eu cred că am o lună jumate de când le folosesc. Aproape două, merg pe două luni. Pe mine mă ajută, văd o schimbare atât la nivelul pielii în ceea ce le privește pe celelalte, dar și la nivelul ochiului în ceea ce privește cafeina. După ea folosesc cremă hidratantă neapărat. Apoi, odată uh, de două ori pe săptămână, Folosesc retinolul de 1% În scoalan este Are și ăsta tot așa 30 de mililitri, da Acesta are Produsele de la Dior au 6 luni valabilitate Dacă nu mă înșel Nu, 3 luni, de ok Și cele de la Revox Au 12 luni Din retinol am folosit Destul de mult, este un exfoliant Chimic și da, își face treaba. Îmi exfoliez deja tenul cu, îmi spăl tenul cu soluție, cu peria aceea de la Foreo și așa mai departe, după care, ca prim pas în rutina mea, folosesc acest retinol. Odată la 3 zile, pentru că usucă foarte tare tenul, asta înseamnă că își face treaba. Eu n-am avut probleme cu roșața sau să-mi coșuri de la produsele astea. Nu, din contră, m-au ajutat foarte mult. Văd cum mi se diminuează petele acelea de la soare sau petele de la acnee, semnele de la acnee. Este super bun. Și în completarea acestui retinol este necesar hidratare, foarte multă hidratare. Și am de la Revox acidul hialuronic de 5%. Pentru asta îl folosesc pentru a-mi hidrata tenul. Apoi, ca și pași complementari, să zic așa, am niacinamidele de 10% pe care le-am tot văzut recomandate peste tot pentru pete, pentru um, hidratare, pentru reducerea liniilor fine, pentru reducerea uh, semnelor de la acne și credeți-mă că își face foarte bine treaba. Eu nu mai am coșuri de când folosesc produsele astea decât în acea perioadă a lunii când îmi apare 1-2 coșuri și atât. Deci tenul meu uh, și-a revenit foarte mult și uh, nu știu cum să zic, uh, arată foarte bine de când folosesc produsele astea și o să continui cu ele. Și mai am pe uh, peptide de 10%. Este un mi multi cocktail scrie pe el tot așa pentru, pentru, ten, pentru linii fine, toate fac cam același lucru, dar uh, cumva au și alte ingrediente care ajută mai mult tenul. Deci, pe total, eu vă recomand aceste soluții de la Revox și de la Dior Diordinerii. Și am vorbit foarte mult. Și mai am focus. Da. Acum mai am două produse de make-up pe care le-am încercat oarecum recent și care au intrat cumva în favorite. Desigur că în perioada aceasta nu mă machez foarte mult, îmi fac doar sprâncenele zilnic și cu rimel. Și rimelul pe care îl folosesc de cred că două săptămâni este acesta de la Essence, tot primit în swap, ce să vedeți. Este rimelul Get Big Lashes Volume Curl Mascara cu efect de lifting la gene, nu știu, așa, are 12 mililitri, peria lui arată cam așa și îmi place foarte mult, este nuanța negru, îmi alungește genele, nu mi se transferă, chiar dacă, nu știu dacă știți, dar în perioada asta când purtați mască, cel puțin la mine, cumva mi se aburește și unele rimeluri mi se duc. E bine, acesta nu... Este foarte rezistent, dar se îndepărtează repede atunci când vrei să îl demachezi, nu te chinui cu el, deci îmi place foarte tare și vi-l recomand. Și atunci când foloseam și eu make-up, când folosesc make-up pe față, îmi place să aplic de fiecare dată aceste perluțe bronzante de la... Nu sunt bronzante, sunt cumva iluminatoare sau un fel de blush iluminator de la Oriflame. Aceasta este nuanța Natural Radiance. Îmi place să le aplic cu, cu uh, pensula, așa, eu le-am presat, cumva arată mai mult a, nu știu cum să zic, a bronzer, dar uh, și iluminează particulele astea care sunt roz deschis pe aici, iluminează foarte bine și îmi plac foarte, foarte mult și vi le recomand și vouă și mai am încă unele, tot așa, ceva genul acestora. Chiar o să merg acum să vi le aduc și nu, nu o să întrerup vlogul, așa, video, așa că așteptați-vă. Nu l-am întrerupt pentru că nu am stare să le ditez. Despre asta vorbesc, despre perluțele acestea. Acestea sunt uh, supl rose. Ia să vedem, primim un focus? Am primit. Pe acestea nu le-am presat. Și astea sunt mai, uh, mai mult iluminatoare decât acelea, dar a, acestea îmi plac mai mult pentru că dau și o ușoară culoare, eu ne folosind de fel blush. Bun, și cam asta sunt toate produsele despre care am vrut eu să vă vorbesc astăzi. Sper că v-am ajutat, sper că v-am dat niște informații utile. Dacă da, eu aștept în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți voi despre produsele astea și cum vă înțelegeți cu ele. Cam atât în clipul de astăzi, v-am pupat, aveți mare grijă de voi și probabil o să urmeze un clip cu și despre cumpărături alimentare pe la sfârșitul săptămânii. Până atunci v-am lăsat și să ne revedem cu bine. PA!